Bine te-am regăsit la o nouă activitate. Astăzi vom vorbi puțin despre articolul hotărât și articolul nehotărât. Vom face câteva exerciții de aprofundare. În minutele următoare, aș vrea să încerci să construiești enunțuri în care să folosești formele de mai jos ale substantivului fermier. Adică Fermierul și un fermier. Unul dintre enunțurile tale poate fi Fermierul are o fermă mare. Un alt enunț poate fi Un fermier a cumpărat pământurile bunicului. Vom observa că atunci când spunem fermierul, vorbim despre un cuvânt bine cunoscut. Cunoaștem acel fermier care a cumpărat acea fermă mare sau are acea fermă mare. Un fermier ne este nouă ca vorbitori mai puțin cunoscut. Articolul hotărât. Se folosește atunci când vorbitorul consideră obiectul denumit de substantiv drept unul cunoscut. Substantivul este articulat atunci cu articol hotărât. Acesta este atașat, este pus la finalul substantivului. Atunci când vorbitorul consideră obiectul denumit de substantiv mai puțin cunoscut, substantivul este articulat cu articol nehotărât. Acesta este așezat în fața substantivului ca un cuvânt separat. E bine să știi că în limba română, substantivele pot fi nearticulate, precum fermier, și articulate. Și noi am avut exemplul fermierul. Articulează acum hotărât următoarele substantive. Ai substantivul pădure, pălărie, câmp și muncitor. Pădure va deveni pădurea, pălărie, pălăria, câmp, câmpul, muncitor va fi muncitorul. Substantivele precum macara, pijama, stea nu sunt articulate cu articol hotărât. Formele articulate sunt macaraua, pijamaua sau steaua. Formele de plural ale acestor substantive, mai interesante, sunt articulate hotărât și sună așa: macaralele, pijamalele și stelele. Articulează hotărât substantivul zi. Probabil știi deja că le, din forma zile, nu este un articol, și că forma articulată a substantivului zi la plural este zilele. Haideți să vedem cum e în limba maghiară. În limba maghiară sunt două articole hotărâte, plasate înaintea cuvântului cu care formează un grup. Articolele nu se acordă nici în număr. Singurul articol nehotărât este însă edge. Ai câteva exemple din limba maghiară. Limba maghiară nu cunoaște genul gramatical. Articolele nu diferă prin gen, ci numai conform sunetului, adică în funcție de consoană sau vocala cu care începe cuvântul următor. Ce rol oare au aceste articole? Articolele au rolul de a integra substantivele în enunț și de a arăta gradul de cunoaștere a obiectului desemnat de substantiv. Articolele au formă diferită în funcție de gen, de număr și de caz. Articolul hotărât masculin singular este L pentru nominativ și acuzativ, iar cel feminin este A vom avea băiatul și fata. Formele articolului hotărât la masculin plural este I, iar pentru feminin este LE. De pentru care vom spune băieții și fetele. Citește cu atenție textul următor. Endre a hotărât să își ajute bunica la cumpărături. Cei doi au ajuns în piața din apropierea cartierului. Băiatul a privit cu atenție fiecare masă. Legumele erau toate proaspete și sănătoase. Ceapa și ridichile sunt preferatele lui Endre. Bunica a pus în coș și pătrunjel. Va face o ciorbă de legume. Endre se grăbește să cumpere varză și salată. Exercițiile următoare îți propun să găsești două substantive articulate cu articol hotărât, două substantive nearticulate și un substantiv articulat nehotărât. Ia-ți timpul necesar și pune acest material pe pauză. un alt exercițiu. Îți propune să introduci substantivele din paranteză la forma corespunzătoare, articulată hotărât, nehotărât sau nearticulată. Așa cum îți spuneam, oprește acest material și ia timpul necesar pentru rezolvarea acestui exercițiu. Apoi, poți verifica dacă ai rezolvat corect. Felicitări! Ai ajuns la final. Cu siguranță, articolele, hotărâte sau nehotărâte, nu vor mai fi pentru tine o problemă.